România s-a calificat la Euro 2024 după ce a învins aseară Israelul cu scorul de 2 la 1 în meciul jucat în Ungaria. A fost penultimul meci din grupa 1 a preliminarilor. Cele două goluri de aseară înscrise de Pușca și Hagi au calificat Naționala României în grupele Campionatului European de Fotbal, care va fi găzduit de Germania în vara viitoare. Pentru a rămâne lider al grupei elevii lui Edi Ordănescu, nu trebuie să se piardă în ultima etapă pe teren propriu în fața Elveției. Hai România! Au venit vremuri bune în lumea fotbalului, dar vremea de afară va fi și ea oare bună? Aflăm date exacte chiar acum.